Nicu. Aveți la cunoștință ordinea de zi cu suplimentările aduse? Da. Discuții pe tema ordinei de zi? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu. Ordinea de zi a trecut. Înainte de a intra în ordinea de zi, dacă sunt observații la procesele verbale ale ședințelor anterioare, respectiv ședința din 20 octombrie, ședință ordinară, discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Ședința din 31 octombrie, o ședință extraordinară. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Ședința din 9 noiembrie, ședință extraordinară. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Ședința din 14 noiembrie, ședință extraordinară. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abținem. Trecem la ordinea de zi. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei numărul 3 pe anul 2022 a solicitanților eligibili în vederea emiterii atestatelor de administrator de condomin din municipiul Onești. Are cuvântul domnul secretar pentru raportul de specialitate. Activitatea de administrare include activități de administrare tehnică și întreținere a proprietății comune de contabilitate și de casierie. Atestarea persoanelor fizice autorizate sau persoanelor juridice specializate care intenționează să ocupe funcția de administrator condominii se face de către primar în baza unui hotărâri de Consiliul Local la propunerea Comisiei de Atestare constituite în acest sens. Pentru a obține calitatea de administrator de condominiu, la legislatorul condominiului, Onești s-a depus o singură solicitare în acest sens. Având în vedere condițiile prevăzute de lege, precum și documentațiile înaintate, propunem aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc. Raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei 1? Aviz favorabil. Comisia 4? Favorabil. Discuții pe marginea proiectului? Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea listei de prioritate numărul 5 pentru anul 2022 în vederea atribuirii prin închiriere a locuințelor pentru tineri tip ANL din municipiul Onești. Domnule secretar. Urmarea faptului că la momentul actual sunt disponibile locuințe ANL, este necesară repartizarea acestora. În acest context, Comisia Socială de Analiză a Cererilor Solicitanților pentru aprobarea repartizării, atribuirii și închirierii locuințelor pentru tine, locuințelor sociale, locuințelor de serviciu, a locuințelor din fonduri locativ de stat, a procedat la verificarea dosarelor depuse la Registratura Primăriei Municipiului Onești, stabilind listele solicitanților de locuințe ANL care îndeplinesc condițiile necesare atribuirii unor locuințe ANL. Având în vedere cele menționate, urmează să deliberați și să aprobați proiectul de prezentare. Mulțumesc. Raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul Comisia 1? Aviz favorabil. Comisia 3? Favorabil. Și Comisia 4? Favorabil. Discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, supunem la vot cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind autorizarea și desfășurarea activităților economice în municipiul Onești. Domnule secretar. Principalul atribut al Consiliului Local stipulat în legislația materie este acela de a avea inițiativă și de a hotărâ în condițiile legii în toate problemele de interes local prin adoptarea de hotărâri de Consiliu, astfel care sunt acte administrative cu caracter obligatoriu și executoriu, atât pentru persoanele fizice cât și pentru persoanele juridice cărora li se adresează. Orice exercițiu comercial se desfășoară numai de către comercianți autorizați în condițiile legii. Având în vedere necesitatea actualizării condițiilor necesare solicitanților,
autorizării execuției comerciale pe raza localității și a obligațiilor operatorilor economici privind desfășurarea activităților economice în municipiul Onești, precum și necesitatea adaptării cadrului normativ aplicabil activităților, pentru care legea prevede condiții speciale de autorizare a funcționării pe raza unității administrative teritoriale, vă supunem spre aprobare, spre analiză și aprobare, proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc. Raportul de specialitate a fost prezentat. Au cuvântul Comisiile de Specialitate. Comisia 1? Aviz favorabil. Comisia 2? Aviz favorabil. Comisia 4? Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului? Dacă îmi permite. Da, domnul Cincoieșu. Articolul 12, litera J. Să nu comercializeze și să nu expună spre vânzare băuturi alcoolice, tipărituri și înregistrări auto și video conținut obscen, respectiv țigări și alte produse de din tutun, în incinta unităților de învățământ de toate gradele. Nu mai contează mai departe. Ce înseamnă incinta unităților de învățământ sau cum se determină incinta aceasta? Incinta este curtea. Ceea ce este în grădină, ce reprezintă? De acasă în. Deci nu e o problemă cu cel de la poartă din exterior, am o problemă cu cele din interior, nu? Problema este că spune incintă și apoi spune face referire și la cult. Cred că la asta v-ați gândit că... Nu, v-ați să știți la ce m-am gândit. M-am gândit. V-am supraestimat iarăși, nu? Nu, ați vorbit bine întrebat, dar de obicei. Am încercat să vă dau un cel care aprobă este președintele de ședință, dacă nu știți. Vă rog frumos. Băi, să se conformeze. Dacă îmi permiteți, aș putea să dau un răspuns. Ok. Am întâlnit în practică situații în care, în incinta unităților de învățământ, de către unitățile de învățământ, sunt concesionate pentru diferite activități comerciale, spații, chioșcuri, ele sunt în interiorul curților și în incinta, se referă la curtea împrejmuită a unității de învățământ. În acele situații, am considerat necesar să punem expres această interdicție, având în vedere că acolo sunt elevi, să nu se comercializeze niciun fel de material, băutură, care ar putea dăuna creșterii elevilor din municipiul Onești. Se poate, doamna președintă? Se poate. Domnul director, la același articol spuneți aici, în curțile, deci spuneți odată în incintă, a doua oară spuneți în curțile acestor imobile și după aceea faceți referire la trotuar. Asta v-am întrebat, care, cum stabiliți incinta? Că nu puteți să spuneți incintă și după aia în interiorul curții și să fie și același lucru. Am înțeles. Incinta se stabilește în funcție de ceea ce este în grădină. Dar unele chioșcuri, în anumite situații, unele chioșcuri sunt puse exact pe marginea, cu expunerea spre vânzare, spre exterior, dar chioșcul este în interiorul curții. Avem situații și situații diferite. Ceea ce ne interesează aici este să aplicăm o sancțiune sau o interdicție acolo unde ele sunt în apropierea sau în incinta de unității de învățământ, pentru a proteja cultura elevilor. Asta este scopul și va fi aplicat cu acest scop. Până în momentul de față, n-a fost nicio interdicție de autorizare. Acolo este o chestiune care nu privește autorizarea în sine înainte de producerea fenomenului, ci de ceea ce se întâmplă după obținerea autorizației. Iar dacă vom descoperi astfel de situații, prin poliția locală va fi sesizată cu privire la faptul că se încarcă au o interdicție și va trebui să oprească acel fenomen. Scopul este, repet, de a contribui la educarea copiilor într-un mod care corespunde ordinei și liniștii publice și moralei publice. Doamna președinte, dacă îmi permite, poftiți. Să fiu riguroasă. Cred că aici ar fi trebuit să avem o exprimare, un piculeț mai clară. Trebuia să ne referim în felul următor. În unitățile, să avem această interdicție stabilită pentru unitățile de învățământ de toate gradele, căminele și locurile de cazare pentru elevi și studenți, în curțile acestor imobile. Adică nu trebuia să punem incinta. Termenul incintă, cred că încurc un piculeț, pentru că
ne referam prima dată la unitățile de învățământ de toate gradele, adică în interiorul construcțiilor, după care făceam referire la curți. Și cred că acopeream întreaga arie. Urmând ulterior să ne referim și la trotuarea lei de acces, cred că îi mulțumim doar așa, domnul Cincoieșu, nu? Nu știam cum ne-am angajat avocat, dar e ok. Până la urmă, trebuie să avem un proiect de hotărâre care să vină în sprijinul oamenilor și să fie și ușor de aplicat poliției locale și celor care se vor folosi. Trebuie să avem niște acte, se poate? Se poate. Să avem niște hotărâri ca să fie clare și logice. Exact. Da, despre asta e vorba. Să înțeleg că doamna Pașcu este un amendament astfel încât să fie înlăturat cuvântul incintă. Da. Puteți să-l face și dumneavoastră. Eu n-am niciun fel de problemă cu asumarea amendamentului. Eu am o problemă ca acest proiect să fie cât se poate de în regulă și să poate fi aplicat. Domnule, ca este ok, adică credeți că e vreo problemă? Nu e nicio problemă. Nu, nicio problemă. Și ar aduce la clarificarea și a eliminarea confuziei cu privire la cuvântul incinta. Bun, deci avem un amendament al doamnei consilier Pașcu. Nu, e al domnului Cimpoieșu, domnul secretar. Sau domnul Cimpoieșu, da, mă scuzați. Sau puteți să știți. Deci, haideți că noi va trebui să vom scriem și procesul de plan. Deci, domnul Cimpoieșu, este amendamentul dumneavoastră? Sunteți de acord? Dar lăsați așa, că nu-i neapărat să o modificați, că tot așa. Da. Din punctul meu de vedere, nu schimbă latura juridică al trebuie. Doamna Pașcu, insistați în amendamentul dumneavoastră? Sau ca să nu avem probleme pe viitor. Adică, cum să zic, eu nu văd ce probleme să avem. Eu nu vin și ridic nicio problemă legată de modul în care arată proiectul, decât dacă vreau ca ele să fie modificate. Adică, atâta timp cât s-a sesizat această inadvertență de către domnul consilier Cipoi, și cred că ar trebui să modificăm totuși în modul în care arată acest articol. Eu așa mă înțeleg. Putem modifica doar dacă există un amendament. Domnul zice că mai calitate din inițiativă. Poate face amendament. Deci inițiatorul zice că și din punctul meu de vedere nu văd niște efecte deosebite sau nu te pregătă. Mulțumesc, doamna Pașcu. Doamna Doileț. Da, cred că este totuși o diferență între curte și între incintă. Incinta este spațiul acela împrejmuit, iar în incintă pot fi și construcții și spații verzi și alei și curte. Și, deci o diferență între incintă și curte. Curte e tot un spațiu verde, da, amenajat special. Dar în interior unei incinte e curtea. Și curtea și incinta e delimitată din perimetru. Da. De fapt, la asta se referă. Mai sunt discuții incinte, poate fi și o construcție. Și într-o curte e curte, rămâne spațiu verde. Poftiți, doamna Pașcu. Și albastru, care e verde? Eu așa văd. Incinta fiind întreg spațiu delimitat de un gard și care poate avea mai multe obiective în ea acolo, în incinta respectivă. Dar mă rog. Da, doamna, face un pic. Nu spun, doamna Violet. Articolul 7. Am discutat înainte cu colegul meu, cu Robert Iliar. Cred că ar trebui să dispară sintagma de cel mult. În excepție de la prevederile articolului 6, autoritatea de autorizare poate aproba pe o perioadă de cel mult un an de zile. Să trecem doar un an de zile, pe o perioadă de un an de zile, pentru că la alineatul 2 vorbim cu prelungirea cu câte un an. S-ar bate cap în cap. Alineatul 2 cu alineatul 1 e o chestiune cu care colegul meu Robert Iriac a fost de acord și cred că este utilă. De asemenea, la articolul 11, aici o chestiune, înțeleg, e o problemă la direcția economică.
spune că acordul de funcționare se emite pe o perioadă determinată care nu poate depăși 31 decembrie a anului în curs. Stau și mă gândesc că la activitățile sezoniere vine cineva și solicită un acord de funcționare pe perioada iernii, de la începutul lunii decembrie până în februarie. Ce facem? Nu-i dăm acordul decât până la 31 decembrie? Nu știu, cam așa ar ieși din... Se poate da un acord până la 31 decembrie, la 1 ianuarie vine și la adică dăm două acorduri? Așa și. Dar e o activitate sezonieră, pe 2-3 luni. O să vină birocrație, spune. Da, birocrație. Vine ea odată până în 31 decembrie, decembrie și pe ianuarie cu acord. Ar trebui, nu știu dacă din punct de vedere al Direcției Economico-Financiare ar fi vreo problemă să scoatem acest alineat. Pot să vă spun care a fost TB-ul pentru care a fost introdus, pentru că hotărârile cu impozite și taxe sunt anuale. Există posibilitatea ca anul următor taxa pentru același tip de activitate să fie mai mare. Și atunci s-a pus termen limită, inclus pentru autorizațiile cu caracter sezonier temporar 31 decembrie, ca să fie corespondentă cu taxa din anul respectiv. Dar oarecum nu e corect, pentru că dacă eu în luna noiembrie mă hotărăsc să am o activitate sezonieră și cunosc care este regimul taxelor și impozitelor, și solicit din decembrie până în februarie, nu e normal ca la, după ce se votează taxele și impozitele, eu să fiu supus unui alt regim. Pentru că eu trebuie să beneficiez de regimul solicitat la momentul la care am făcut cererea pentru activitatea sezonieră, nu? Din punct de vedere juridic aveți dreptate, dar din punct de vedere fiscal, fiecare taxă este corespondentă unui an. Dacă eu practic activitatea în anul curs, trebuie să mi se aplice taxa din anul curs. Eu fac o cerere din luna, iunie. Vreau pe 3 luni, 4 luni, dar dacă depășesc anul fiscal următor, trebuie să mi se ia impozitul sau taxa pe anul fiscal următor. Doar pe bine curtea de conturi și ne impută, nu curtea de conturi. Da, am înțeles. Înseamnă că trebuie să rămânem cu această perioadă de 31 decembrie, urmă ca oamenii să vină de două ori, cei care au avut nevoie de activități de zonieră pe timpul ieri. Sau online, pe portalul public de servici. Mai erau niște inadvertențe, dar minore, pentru care nu are sens să le mai menționez. Am discutat lucruri în consecințe juridice, pentru care eu nu am încercat de mulțumim. Bun, și să înțeleg, la articolul 7, aveți acel amendament prin eliminarea cel mult un an, adică să fie pe perioadă de un an. Da. Domnul director, cu punct de vedere... Pot să vă spun și aici. Se poate face modificarea, dar eu trebuie să vă spun mereu ce am avut la bază când am introdus articolul respectiv. Am avut situații tot așa pentru... vedeți că aici este vorba de situațiile în care anumiți agenți economici au documente lipsă și ei primesc cu autorizație provizorie sau cu unii care suntem în instanță și avem termene diferite la dosare. Noi putem să permitem, de exemplu, un agent economic să-i prelungim o autorizație provizorie până la data terminării unui litigiu. De asta am încercat să nu punem o perioadă fixă de un an, din an în an, ci o perioadă care să depindă de un fapt incert la data când se face autorizarea. Păi, cum ar fi un litigiu în instanță. Mai mult ne limitează cel mult un an decât un an. Adică cel mult limitează doar, pot să-i dau și pe 30 de zile, 60 de zile, până la data finalizării unui proces în cursul acelui an, a pus un termen maxim și nu a pus o perioadă maximă de autorizare. Asta a fost ipoteza. Eu nu aș vrea să avem probleme în instanță. Vom vedea. Sperăm că nu. Și ce am avut cu autorizația, mi s-a pus treaba de acest. Mă apreciați un asemenea, domnul secretar. Mă apreciez. Ați dat aviz de legalitate? Da, am dat aviz. Ceea ce îmi spune colegul meu, zic că se poate de și colegi. Lăsați-l așa, eu am ridicat discuții. Vor fi probleme ulterioare? Domnule. Mulțumesc, doamna Pașcu. Mai sunt discuții? Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Abține? Potrivă? Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind acordarea distinției de cetățean de onoare al municipiului Onești post-mortem domnului Adrian Dumitru Răspol. Domnule secretar, o să vă las să citiți referatul acum.
În semn de recunoștință, dar și pentru a oferi modele tinerilor generații, recunoașterea meritelor, cinstirea și onoarea personalităților trebuie să fie o preocupare obligatorie pentru organele reprezentative ale comunității. În acest sens, Consiliul Local Onești poate aporta cea mai înaltă distinție persoanelor îndreptățite, respectiv titlul de cetățean de onoare al municipiului Onești. Titlul de cetățean de onoare al municipiului Onești reprezintă o distinție onorifică și pe care de consecință nu presupune acordarea unor drepturi materiale. Aceasta încununând o recunoaștere a unei cariere de excelență, a unor fapte, acte și performanțe notabile. Cariera în motosport a domnului Dumitru Răscop Aminco Adrian a însumat peste 20 de ani, timp în care a participat la peste 100 de competiții sportive, raliuri, în calitate de pilot profesionist, fiind un exemplu de curaj, ambiție și energie pozitivă. A purtat cu mândrie și succes numele municipiului Onești peste tot, din zecile de evenimente sportive pe care le-a organizat, în calitatea sa de președinte al Asociației Sportive Rally Spirit Onești. Având în vedere prevederile rally expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre de acordare a distinției de cetățean de onoare al municipiului Onești post-mort pentru domnului Dumitru Răscop Aminco Adrian îndeplinește condițiile pentru a fi supus de 46 ani plenului Consiliului Local al municipiului Onești. Mulțumesc frumos! Raportul de specialitate a fost prezentat. Comisia numărul 3, aviz? Favorabil. Comisia 4? Favorabil. Discuții pe marginea proiectului? Eu aș vrea să dau citire câteva rânduri dintr-una dintre caracterizările pe care am depus-o la acest dosar. Câteva rânduri scrise despre Adi Răscopa, de către un foarte bun prieten al acestuia. Nu vreau să descriu pe Adi prin prisma sufletului său minunat, a spiritualității sale desăvârșite, a loialității față de familie, față de prieteni, față de sport și față de oraș Onești, a talentului său extraordinar, ca și pilot de raliu și organizator de evenimente, ci strict din punct de vedere al aportului uriaș de imagine, și nu numai, pe care acesta l-a adus orașul Onești și județului Bacău în general. Am ajuns ca în ultimii 30 de ani să fim reprezentați de multe ori de non-valori. Au ajuns ipocriții, evazioniștii, corupții, să fie vector de imagine și de idealuri pentru copiii noștri. Prinși de emisiunile de scandal și de tot astfel de circuri la televizor, uităm să mai citim o carte sau să învățăm de la oamenii de valoare care sunt din ce în ce mai puțin și mai puțin mediatizați. Oameni de valoare nu sunt doar poeții, savanții sau doar Nadia Comăneci, Enăstase, care reprezintă tezaure pentru România. Fiecare comunitate are propriile sale valori. Poate fi un medic excepțional, poate fi un primar gospodar, poate fi un om de afaceri care aduce plus valoare comunității, poate fi un profesor care să fie un bun pedagog și prin carisma sa să însuplețească multe generații, poate fi un preot cu har sau un sportiv care face sau a făcut cinste comunității. Prin Adi, eu ca bătăoană am descoperit frumusețile acestui județ și am pășit prin locuri pe care nu aș fi avut ocazia să le văd vreodată. Sute de sportivi din toată țara și sute de fani veneau la evenimentele organizate exemplar de Adi Răscopa. Adi a adus zâmbete, adrenalină, spectacole, ceva nou, dar și prosperitate întregii comunități. Pentru mulți dintre noi, Oneștiul este acum sinonim, printre altele și cu Adrian Răscopa. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc și colegilor pentru votul pe care îl vor acorda. Sunt convinsă că trecem vot secret. Eu în situație puțin recent am participat la un schimb de experiență și la o adunare generală a secretarilor de municipii. Din păcate sau nu știu dacă din păcate sau nu, opinia majoritară era că și la cetățenii de onoare au găsit post-mortem, dat fiind faptul că este vot la persoană, ar trebui să meargă cu vot secret. De aceea noi astăzi v-am propus și vă propunem de acum încolo ca tot ce înseamnă cetățean de onoare să fie votat cu vot secret. Ca să nu să evităm orice alte discuții. Thank you.
Acordarea distinției de cetățean de onoare al municipiului Onești domnului Vasile Groza. Domnule secretar. Consiliul Local are inițiativă și vorbește în condițiile legii în toate problemele de interes local, potrivit de administrativ, care se numără și acordarea titlului de cetățean de onoare al municipiului Tățeanul Fizice, domnul Pădeu Serice.
Domnul Vasile Drăgoș a reușit cu lina cugetului său, avăților, să ne oferă o bogăție de gânduri, de lecții de viață și gând de înțelepciune românească. Creațiile literale ale noastre, ne ales cele dedicate tinerilor, copiilor, sunt adevărate bijuterii literare, ne ajută în realizarea evoluției spirituale, făcându-ne mai buni, mai drepti și mai aproape de mântuirea sufletului. Analizând întreaga sa activitate, considerăm că sunt împlinite de toate condițiile necesare pentru a se acorda distinția de cetățean de onoare al municipiului Ionești, domnului Drăgoș Vasile. Având în vedere cele prezentate, supunem spre analiză și aprobare Consiliul Local proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc. Au cuvântul Comisia numărul 3? Favorabil. Comisia 4? Favorabil. Discuții pe marginea proiectului? Favorabil. Da, poftiți, domnul Drăgoș. Mulțumesc. De păcate, foarte mulți oneșteni nu cunosc activitatea literară a domnului Vasile Drăgoș, poet, prozator și dramator, cu numeroase volume pentru copii și tinere. Și trebuie să ne mândrim că dumnealui este membru al Uniunii Scriitorilor României în 2012, de aceea cred și eu că merită cu presosință acest titlu. Toate că trebuie să recunosc, nu are aceeași vizibilitate ca și sportivii sau cântăreții, e om de litere și face cinste și onoare municipiului nostru. Mulțumesc! Mulțumesc! Da. Trecem la vot, este spuneți-vă. Domnul inițiator, dar știți cine este Cristian Lupeș? Da. Și eu puteți spune? Da. Mulțumesc! Vă rog! E probabil că, după cunoștințele mele, dirijor, nu? Dirijor, am văzut anumite spectacole dirijate de dumneavoastră. Puteți să faceți, e, dacă e oneștean, puteți să faceți și dumneavoastră să ne mândrim cu oameni de cultură. Am greșit câteva? La speța de față, nu. Ok? Speța de față n-ați greșit. La ce ne spus asta? Mulțumesc. Trecem la vot. E greu să vă primiți în oră. Scrim în varul. Da, așa da. Doar așa. Așa cred toți jucători. Nu țin cont de antrenor. Scrim în varul. Nu, 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 nu
Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea organigramei și a statutului de funcții ale Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești. Conducerea la Spitalul Municipal Sfântul Dr. Luca Onești a înaintat solicitarea de aprobare a organigramei și a statului de funcție la Spitalul Municipal Onești cu majorarea numărului de posturi aprobate de la 986 de posturi la 1055 de posturi, în respectarea cerințelor privind reacreditarea Autorității Naționale a Managementului Calității, privind asigurarea personalului medical și auxiliar sanitar. Nevoia de îngrijire a pacienților în secțiile în care gradul de dependență acestora este ridicat a condus la majorarea numărului de posturi aferente personalului la sanitate în limita prevăzută de legile în materie. Având în vedere cele prezentate, supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiect conform prezentate. Mulțumesc. Proiectul de hotărâre, raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul Comisia 1. Aviz favorabil. Comisia 4. Favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului instituțiilor serviciilor publice din subordinea Consiliului Local. Domnule secretar. Aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și a personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale administrație, din aparatul propriu al primăriilor și al consiliilor locale, din instituțiile și serviciile publice de interes local din subordinea acestora, se face prin hotărârea Consiliului Local. Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din instituțiile și autoritățile publice se asigure de fiecare ordonator de credite, care are obligația să stabilească salariile de bază, să asigure promovarea personalului în funcție. Începând cu luna decembrie 2023, stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului, instituțiile și serviciile publice din forma consiliului local este necesară și oportună. Pentru aceste considerente, propunem spre aprobare proiectul în forma prezentată. La acest proiect avem și un amendament. Avizele Comisia 1? Aviz favorabil. Comisia 4? Favorabil. Mulțumesc. O să dau citirea amendamentului. Astfel, cu articolul 1 se introduce alineatul 4 cu următoarea salariile de bază pentru personalul
de specializat instalat în direcția pe care se stabilește în conformitate cu prevederile ordonanței de urgență numărul 115/2022. Asta e omis introducerea și sau se facă referire la direcția de cultură. Cu hotărâri, direcția de cultură, salariile sunt stabilite pe minimile naționale. Poziții pe marginea amendamentului? Mă rog să luați act că eu nu particip la vot la acest proiect. Da. Supunem la vot amendamentul dacă nu sunt discuții. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Supunem la vot și proiectul împreună cu amendamentul. Cine este pentru? Da, domnul Cipăș, mă scuzați. Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii municipiului Onești cu Fundația EOS România în vederea digitalizării serviciilor bibliotecii municipal Radu Rosetti Onești. Domnul Cipăș. Biblioteca Municipală Radu Rosetti prin Direcția de Cultură a aplicat în acest an și a obținut un grant în valoare de 2.000 de euro pentru dezvoltarea serviciilor digitale destinate seniorilor din Onești în cadrul proiectului național împreună în România Digitală al Fundației EOS România Education for Open Society. Nivelul național au fost acordate doar 20 de astfel de finanțări pentru biblioteci, un club de învățământ și ONG-uri. Pentru alocarea sumei de bani ce vor fi folosiți pentru tehnologizarea bibliotecii, pentru a desfășura mai multe activități de incluziune digitală, vă propunem spre aprobare asocierea între municipiul Onești și Fundația EOS România. Mulțumesc! Raportul de specialitate a fost prezentat. Dau cuvântul comisiilor de specialitate. Numărul 1. Aviz favorabil. Numărul 3. Favorabil. Numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu supun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc! Proiect numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului municipiului Onești la data de 30.09.2022. Operațiuni economice de evidență a veniturilor, de evidență contabilă a cheltuielilor, se desfășoară în cadrul serviciilor de specialitate de direcție economico-financiare, se evidențiază logic și sistematic în baza documentelor justificative. Contabilitatea instituției se ține în partidă bugă și urmărește să asigure informații ordonatorului de proiecte cu privire la execuția bugetelor de venituri și cheltuieli patrimoniului și informații privind performanțele financiare și fluxurile de trezorerie. Față de cele menționate, vă rugăm să analizați proiectul în forma prezentată. Mulțumesc! Raportul de specialitate a fost prezentat. Comisia 1? Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc! Proiectul numărul 10. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local consolidate de venituri și cheltuielea municipiului Onești pe anul 2022. Domnule secretar? Ținând seama de adresa în Bacău, prin care ni se repartizează suma de 400.000 lei, din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităților administrative teritoriale, din fondul de rezervă bugetară la dispoziția guvernului, ca urmare a celor prezentate anterior, este necesară suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli, cu scopul de a asigura continuitatea în bune condiții activității acestor instituții. Față de cele menționate, vă rugăm să aprobați proiectul în forma prezentată. Mulțumim! Raportul de specialitate a fost prezentat. Comisia 1? Aviz favorabil. Mulțumesc! Discuții pe marginea proiectului? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc! Proiectul numărul 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 314 pe 20.10.2022 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente anului școlar 2022-2023.
pentru elevi din învățământul preuniversitar de stat cu frecvență din municipiul Onești. Domnule secretar? În adresa înaintată, școala gimnazială Ghiță Mocan ne comunică că este un materonat numărul de burse, motiv pentru care solicită remedierea situației. Conform celor prezentate, propune spre aprobare numărul de burse pentru unitatea de învățământ menționate astăzi. Numărul de burse de studiu 20 față de 19, aprobat inițial numărul de burse de merit 78 față de 79, aprobat inițial, numărul de burse ajutor social 39 față de 37, aprobat inițial. Conformitate cu cele prezentate, vă supun spre analiză și dezbatere proiectului de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 614 pe 2022 pentru aprobarea numărului și 4 numărul burselor la prezența anului școlar 2023-2023 pentru elevii din învățământul celor universitar cu frecvență în municipiul Țănești. O singură precizare, proiectul a fost analizat și va fi tot la semnarea cu materia pe care dumneavoastră, de către colegul meu, directorul executiv, domnul Spiria, pentru a evita astfel eventualele suspiciuni de conflict de interese. Mulțumesc. Raportul de specialitate a fost prezentat. Comisia 1? Aviz favorabil. Comisia 3? Favorabil. Comisia 4? Favorabil. Discuții pe marginea proiectului? Domnul Cincoieșu, poftiți. Mulțumesc. Se modifică doar bursele conform adresei comunității sau modificăm tabelul, cuantumul total al burselor. Adică păstrăm numărul de burse de studiu la 408 și modificăm doar în urma adresei de la făcută de la Urban. E corect ce spun? Da, da. Pentru că din hotărâre nu reiese așa. Eu din hotărâre înțeleg că acordăm doar 78 de burse. La punctul 9 sunt cele ale școlii. S-au modificat doar pe linie la școala gimnazială Ghiță Mocanu și automat s-au modificat și cele totale pe municipiul Onești. De aceea am venit cu anexă completă, pentru că nu puteam, dacă veneam și modificam doar punctul 9, nu mai pica pe total. Și atunci s-a schimbat întreaga situație. Dar modificări sunt doar la școala Ghiță Mocanu, pentru că trebuie solicitări la făcute de bine loc. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Supune, mai sunt discuții? Da, poftiți. Nu voi participa la vot. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiectul numărul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și finanțării unor evenimente cultural-artistice în luna decembrie la nivelul municipiului Onești, anul 2022. Domnul secretar? Cam fiecare an, primăria municipiului Onești dorește să marcheze apropierea sărbătorilor de iarnă și a noului an printr-o serie de activități culturale-artistice foarte apreciate de comunitatea oneșteană, precum organizarea unor concerte, concursuri și alte activități specifice sărbătorilor de iarnă. Având în vedere cele prezentate, supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul în forma prezentată cu mențiunea că există un amendament în acest proiect. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizul Comisiei 1? Aviz favorabil. Citiți dumneavoastră amendamentul? Da. Amendamentul introducerea unui nou aliniat al articolului 1, că pe litera F se mai introduce suma de 15.000 de lei pentru un spectacol organizat de ziua municipiului Onești, respectiv de 6 decembrie, data la care se vor aplica și luminile, probabil, iluminatul festiv în municipiul Onești. Va fi organizat un spectacol, de cât am înțeles, o posibil pe scările primării. Greșesc ceva, domnul director? În fața primăriei, pe scena ce aparține oare. Sau scena, da. Discuții pe marginea amendamentului? Domnul Cincoieșu. Cei 15.000 se adaugă la total sau din? Nu, se adaugă la total. Automat se va modifica și suma totală de la articolul 1, din 195.714 plus 15.000. Da, domnul Zartus. Da, dacă ne puteți face o detaliere a punctelor A și B de la articolul 1 din proiect, suma este globală și detaliat pe activități. 105.000 lei pentru finanțarea cheltuielilor cu servicii pirotehnice, pachete pentru copii, recomandarea cetelor de urător, precum și alte cheltuieli specifice. Dacă ne puteți face pe valeră și la literală, și la literală, vă rog.
Da, în ceea ce privește serviciile pirotehnice și nu face obiectul direcției mele, domnul director Mihailă de la direcția administrativă a făcut toate documentele și dânsul se va ocupa. Și mă scuzați și la? La B. Sunt multe elemente enumerate și o singură cifră. Puteți detalia. A, iar aici este, reprezintă activitățile care vor avea loc în noaptea de Revelion, mai exact partea de artiști și partea de scenotehnică, aici e vorba de suplimentare dacă vom avea nevoie la lumini și sunet. Scena fiind a primăriei. De suma de 51.000 se face pentru Revelion. Pentru trecerea dintre ani, da. 105.000 lei, dacă îmi permiteți. Cei 105.000 lei sunt pentru artificiile care se vor acorda, se vor face de Revelion. Sunt acele pachete pentru copii care vin și colindă urma primăria, plus cetele de urători care vin în față aici și primesc o anumită sumă. Există o comisie în funcție de spectacolul pe care îl creează, primesc o sumă de bani. Asta am înțeles. Întreba dacă este o detaliere de fiecare dată. Okay. Sunt niște aproximări, dar de păcate domnul director Mihailă nu este în sală. Da, iar mă scuzați, iar în ceea ce privește organizarea evenimentului de Revelion, noi am bugetat, având în vedere anii anteriori, întrucât mare parte a artiștilor consacrați încă nu și-au dat ofertele, toți așteaptă probabil să cânte în orașele mari. Dar având în vedere experiența anilor trecuți, noi am bugetat, urmând să vedem prin achiziții ce vom contracta. Mulțumesc. Atât estimăm să cheltuim. Mulțumesc. Dacă mai sunt discuții pe marginea amendamentului? Nu? Supunem la vot amendamentul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Votăm și proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc! Proiectul numărul 13. Proiect de hotărâre privind însușirea inventarului bunurilor imobile care aparțin domeniului privat al municipiului Onești. Conform prevederilor codului administrativ, inventarul bunurilor care au depus domeniului privat al administrației administrative teritoriale se întocmește și se actualizează pentru o comisie specială constituită pe lista de autoritate executivă. Comisia specială pentru întocmirea și actualizarea inventarului China, a fost domeniul public și privat al municipiului Onești, s-a petrecut conform prevederilor dispoziției informale din municipiul Onești, a identificat și a inventariat bunurile mobile care au fost declarate la zonă de aparținut domeniului privat de interes local al municipiului Onești. Față de comunitatea reprezentate, vrem să, față de cele prezentate, vrem să abonați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc! Raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul Comisia 1? Aviz favorabil. Comisia 4? Favorabil. Discuții pe marginea proiectului? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc! Proiectul numărul 14. Proiect de hotărâre privind trecerea unui bun imobil în construcție provizorie în domeniul privat al municipiului Onești. Scoaterea din funcțiune și casarea acestuia. Având în vedere referatul subcomisiei de inventariere a domeniului privat, în care se face la cunoștință faptul că care procesul de inventariere au identificat un bun imobil construcție provizorie construit în anul 2004, la fase de 30 de metri pătrați, cu durata de viață depășită, situată în municipiul Onești, alia parcului numărul 15 bis, care este într-o stare avansată de degradare, prin prezentul proiect de hotărâre se propune trecerea acestui bun în domeniul privat și scoaterea în funcțiune și casarea acestuia. Mulțumesc. Raportul de specialitate a fost prezentat. Comisia 1? Aviz favorabil. Comisia 2? Favorabil. Comisia 4? Favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiectul numărul 15.
Proiect de hotărâre privind aprobarea testării apartenenței la domeniul public al municipiului Onești al unor bunuri imobile. Ținând cont de necesitatea accesării de fonduri europene, în vederea realizării unor lucrări de investiții în municipiul Onești, este necesar ca terenurile proprietate publică a municipiului Onești afectate de lucrări să fie întabulate în domeniul public. Imobile ce fac obiectul propunerii atestării din domeniul public al municipiului, în vederea înscrierii jocului de proprietate carte funciară, sunt situate în intravilanul și extravilanul localității, implicate prin planele de amplasament și delimitare. Având în vedere cele prezentate, spuneți pe analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc. Raportul de specialitate a fost prezentat. Comisia 1? A disfavorabil. Comisia 4? Favorabil. Discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiect numărul 16. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Onești a unor imobile constituite din terenuri cu și fără construcții situate în intravilanul municipiului Onești. Imobile ce fac obiectul propunerii de preluare în proprietatea privată a municipiului Onești sunt situate în intravilanul localității, identificate prin plan de amplasare și delimitare. Aceste imobile au fost inventariate, delimitate și măsurate ca urmare a cereri de peste de persoane fizice sau juridice, având ca scop participarea la licitații publice, în vederea concesionării sau închirierii a terenurilor, precum și pentru stabilirea apartenenței la domeniul privat al acestora. Având în vedere cele prezentate, supunem pe analiză și aprobare Consiliului Local al municipiului Onești, prezentul proiect de hotărâre. Raportul de specialitate a fost prezentat. Comisia 1? Aviz favorabil. Comisia 4? Favorabil. Avem și un amendament. Da, în prezentul amendament se completează tabelul din anexă cu punctele 4 și 5, fiind vorba de două terenuri. 1, punctul 4, adresa Venus Mercur, numărul 10-30 de metri. Iar la punctul 5, adresa imobil, strada Venus, numărul BG, 30 de metri pătrați. Discuții pe marginea amendamentului? Da, nu știu dacă la amendament, dar la proiect nu participă. Ah, ok. La proiect. Da. Supunem la vot amendamentul. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Abține? Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! Proiectul numărul 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu liber, proprietatea municipiului Onești, pentru funcționarea unor asociații de proprietari. Domnul secretar? În vederea realizării produselor convenite de prevederile legale în domeniul Consiliului Local al municipiului Onești, concesionarea sau întregirea bunurilor ce aparțin domeniului public sau privat de interes local. Ca urmare a celor expuse mai sus și ca urmare a solicitării depuse de președintele Asociației de Proprietari, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre cu privire la închirierea prin licitație publică a unui spațiu liber situat în municipiul Onești, strada Victor Babeș, numărul 1, etajul 1, proprietatea municipiului pentru funcționarea asociațiilor de proprietari. Raportul de specialitate a fost prezentat. Comisia 1? Aviz favorabil. Comisia 4? Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc! Proiectul numărul 18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea dării în folosință gratuită a unui spațiu proprietatea municipiului Onești, situat în imobilul din Bulevardul Republicii numărul 43, către Asociația Națională Cultul Eroilor Regina Maria, filiala Colonel Corneliu Chirieș, al județului Bacău, cu destinația de sediu. Asociația Națională Cultul Eroilor Regina Maria este o organizație de utilitate publică, partidistă și democratică, apolitică, independentă, non-guvernamentală, non-profit, construită pe baza liberei adeziuni a persoanelor care doresc să perpetueze în conștiința cetățenilor sentimentul de datorie de recunoștință față de răii și martirii neamului care s-au jertfit pe altarul patriei. Având în vedere solicitarea acestei asociații referitoare la alocarea unui spațiu cu destinația de sediu pentru desfășurarea activității în cele mai bune condiții, conform de asociații, propunem să analizeze și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc! Raportul de specialitate a fost prezentat. Comisia 1? Aviz favorabil. Comisia 3? Favorabil.
Comisia 4? Favorabil. Discuții pe marginea proiectului? Luată pe impactul. Ok. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiectul numărul 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării serviciilor notariale specifice operațiunilor de dezmembrare a unor imobile, terenuri, proprietatea municipiului Onești, în vederea individualizării prin numere cadastrale proprii. Domnul secretar? Imobile, terenuri, ce fac obiectul prezentului proiect de hotărâre pentru aprobarea serviciilor notariale specifice operațiunilor de dezmembrare a parțiunii municipiului Onești în suprafață totală de 1658 m² situată în municipiul Onești, la George Bartolia 24, și în suprafață totală de 23.948 stat în municipiul Onești, calea Bacoului, numărul 14, județul Bacău. În scopul reglementării și asigurării unei evidențe exacte și complete a situației juridice a imobilului, ce va deriva din dezmembrarea terenurilor, este necesară să aproba serviciile notariale specifice. Prin înscrierea în sistemul de cadastru și carte funciară a imobilor rezultate, în urma serviciilor de dezmembrare, acestora le se va atribui un număr cadastral unic prin care se vor deschide cărți funciare noi, unde vor fi evidențiate informațiile tehnice, juridice și economice proprii. Având în vedere cele menționate, propuneți pe aprobare prezentul proiect de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc. Raportul de specialitate a fost prezentat. Comisia 1? Aviz favorabil. Comisia 2? Favorabil. Comisia 4? Favorabil. Discuții pe marginea proiectului? Dacă nu, supun la vot cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiectul numărul 20. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unor terenuri proprietatea municipiului Onești. Domnul secretar? Inițiator, domnul Bujor. În vederea realizării atribuțiilor conferite de pedul administrativ, Consiliul Local hotărăște în condițiile legii, darea în administrare, concesionare sau închiderea primului ce aparțin domeniului public sau domeniului privat al municipiului Onești. Prin hotărârea a Consiliului Local anterior, au fost atribuite sub forma concesiunii, inspirația de terenuri menționate, în documentele de înainte a puține, scondele solicitările registrate la primăria municipiului Onești, se propune transmiterea dreptului de concesiune conform datelor de identificare menționate. Având în vedere cele prezentate, supuneți pe analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre formal prezentat. Mulțumesc. Raportul de specialitate a fost prezentat. Comisia 1? Aviz favorabil. Comisia 4? Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Da, domnul Cipoieșu? Aș vrea să-l întreb pe inițiator care este logica pentru care a inițiat din noi acest proiect. Eu nu-mi dau seama ce treabă are. Prin hotărâre de Consiliu anterioare, au fost atribuite sub formă de concesiuni suprafețele menționate. Datorită unor contracte de vânzare-cumpărare, actualii proprietari au cerut să se transfere dreptul de concesiune în favoarea lor. Cum s-a produs de zeci de ori cu contractele de... Vă rog să mă iertați pentru... Da, e ok. V-am adresat o întrebare. O să vă rog să-mi răspundeți punctual la întrebare. Eu înțeleg despre la ce se referă proiectul. L-am citit, am înțeles proiectul. Eu nu înțeleg logica pentru care inițiați dumneavoastră acest proiect. Fiindcă, asta nu înțeleg. Fiindcă, pe ce treabă aveți dumneavoastră? Să se serviciu a primăriei? Sau în ce? Regulamentul Consiliului Local, orice consilier local are dreptul și posibilitatea să întocmească proiecte de hotărâre. Ok, și cum ați ajuns atunci? Vă rog explicație. Cum ați ajuns dumneavoastră să inițiați acest proiect? Că asta chiar nu mă înțeleg. Păi fiindcă au fost introduse la primărie cereri de în acest sens. Deci dacă au fost introduse la primărie, nu la consiliul local? La... Da? Așa, ce treabă aveți dumneavoastră să iniți asta? Sunt consilier local și orice consilier local poate să... Nu puteți să supliniți un serviciu a primăriei. Domnul Cipoiș, vă rog să vă abțineți la numai. Nu, dar nu vă abțin, că dumneavoastră trebuie să vă abțineți, că trebuie să aveți un elementar bun simț aici. Probabil că nu cunoașteți regulamentul și nu știți că orice consilier poate să propune de acest sens. Poate să spună domnul secretar dacă eu am făcut voi ilegalitate. Sau orice consilier... Nu treceți mai departe, domnul. Păi dacă am lămurit, nu dumneavoastră, vorbeam cu colegii dumneavoastră pe partid. Haideți să lămurim lucrurile, că nu înțeleg de ce atribuie. Eu înțeleg logica din spate, foarte bine, dar vreau să văd cât mai eludați chestia asta. Dar dumneavoastră, de ce sunt înțelegeți? Spatele sau păi nu, dar ce treabă aveți dumneavoastră să... Păi că sunt consiliul local.
cred că nu ne-am înțeles, că de 2 ani tot consiliul de taxă. Deci în proiectul respectiv sunt niște suprafețe de teren concesionate de așa, care și-au schimbat proprietarul. Da? Ok. Bun. Și este informația doresc să preia contractele de... Păi asta nu înțeleg ce căutați noastră ca inițiator al proiectului. Aici nu înțeleg. Nu ce-mi păieși. Dacă pe dumneavoastră vine și vă roagă un cetățean al acestui municipiu să introduceți pe ordinea de zi un proiect de hotărâre. Dar pe mine de ce nu vine să mă roage niciun cetățean al acestui oraș și vă roagă numai pe domnul Pujor și pe dumneavoastră? Adică ce mă naibii? De fiecare dată toate chestiile alea cu terenuri, toate chestiile astea care nu sunt ok, vin de doi consilieri. Aveți aviz de legalitate, dacă nu vă convine, nu votați, domnul Cipoieș. Probabil că cetățenii care vin la mine țin cont de activitatea mea, nu într-un birou de 2 metri pătrat, activitatea parlamentară, politică pe care au avut-o și ca atare, probabil au încredere în... Nu vă supărați, unde este situată farmacia Republicii 27? Mai nu, dacă trebuie să urmărești proiectele pe care le-ați inițiat... Nu se înțelege. Nu este permisiunea de la doamna președinte să poți să... Ce este sediul tinerii de pe strada tinerii? Păi nu, vreau să verific dacă cunoașteți proiectul pe care l-ați depus, la care sunteți inițiator. Obligatoriu. Nu este pus eu ca... De ce să vorbesc cu reprezentantul serviciului de specialitate, dar dumneavoastră nu inițiator? Nu vreau să ne liniștim. Eu pot să-i răspund... Răspundeți-i, domnul Cipoieș. Un contract este de pe Republice, o farmacie, care a cumpărat pentru un contract de vânzare-cumpărare, altul este de pe strada Tineretului, tot pe vânzare-cumpărare, iar altul este pe Belvedere, tot unde concesionarii transferă la o persoană contractul de concesie. Și de ce aceste transferuri nu se fac normal cum s-au făcut până acum? Cu cerere de la primărie? Păi da, așa s-au făcut, există nu la primărie. Nu s-au făcut așa, domnule. Că eu asta nu înțeleg. Domnul secretar, vă rog să vă dau citire numărul de înregistrare și cerere de la primărie. De ce au ajuns oamenii aceștia? De ce ceilalți au ajuns la serviciile primăriei și am votat transferul? Cum am mai votat multe până acum în ăștia doi ani? Și acum deodată vin la dumneavoastră. A fost voi inițiator bun angajat al primăriei? Nu, a fost primarul sau viceprimarul. Primarul, viceprimarul, consilierul, poate să fie primarul. Nu, nu a fost niciodată consilierul, numai de natura ați descălțiat. Păi, dar de ce? Fii și vreau, poate și vreau. Nu mai preții, doamna președinte, și vreau să-mi dați povestea. Da. Degenerează. Puțin degenerează și da, vreau ce pot să vă spun eu. Săptămâna trecută a fost o discuție și am avut-o și m-am consultat, sau domnul Bujor s-a consultat cu mine și eu la rândul meu cu compartimentul de specialitate. Au fost toate trei solicitări, au venit către domnul Bujor și domnul Bujor le-a îndreptat către primărie, către compartimentul de specialitate. Am discutat și cu domnul primar. Problema cunoaște și dumnealui ne-a spus că nu are nimic împotrivă, că poate să fie și domnul Bujor, poate să fie inițiator și domnul Bujor. Până la urmă, chestia asta e o chestie de bucătării interna unei formațiuni politice, faptul că este în acea formațiune politică ca și domnul primar. E o chestie de strategie, cred eu că se face prea mult tam-tam pe chestia aceasta. Din punctul meu de vedere este perfect rezolvat proiectul de hotărâre. Orice consilier local are dreptul de inițiativă atunci când se solicită ceva, cu ajutorul și concursul compartimentelor de specialitate din primărie, se redactează proiectele de hotărâre. Da, într-adevăr, până acum la astfel de proiecte a fost doar primarul sau viceprimarul. Acum, decizia politică, pentru că vrem. Toate deciziile care vin aici sunt decizii politice, dumneavoastră sunt de oameni politice, noi le transformăm în alte administrative. Decizia politică a fost ca domnul Bujor să fie inițiatorul acestui proiect de hotărâre. Deci, domnul secretar, dacă îmi permiteți, doamna, dumneavoastră spuneți că persoana de la numărul 1 și persoana de la numărul 3, ca să-și rezolve contractele de concesiune, au avut nevoie de intervenția domnului Bujor? Nu. Au avut nevoie de intervenția domnului Bujor. Și ceea ce vi s-a spus mai devreme, fiecare cetățean se poate adresa consilierului local. Trebuie și dumneavoastră ați avut cetățeni care probabil v-au întrebat sau v-au... Nu, domnul secretar, eu nu vin cetățenii cu probleme de astea de din păcate, din punctul de vedere, cetățenii nu vă abordează. N-ați inițiat nimic până acum. Cred că nu știți care e procedura. Eu zic să vă abțineți, domnul Șara Consilier, că e mai bine așa. Înțelegeți? Okay.
Mulțumesc. Haideți să ne oprim. Domnul Cimpoieșu, mai aveți ceva de adăugat? Ce pot să mai adaug? Ok, atunci trecem la vot. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă? Abține? Mulțumesc. 21. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit al dreptului legal de uz și servitude asupra unor suprafețe de teren aparținând municipiului Ionești. Domnul secretar? Prin adresele înaintate de către Sece de Elgaz Grid, se solicită acordarea dreptului de uz și servitude asupra unor suprafețe de teren aparținând municipiului Ionești pentru întreaga durată de existență a construcției energetice în vederea realizării de lucrări specifice în municipiul Ionești. Drepturile de uz și servitude care au ca obiect utilitatea publică au caracter legal și se exercită fără înscriere în cartea financiară, existenței energetice sau temporar cu ocazia retehnologizării unei capacități în funcțiune, reparației, revizii, lucrărilor de intervenție în caz de avarie. Oricum s-a analizat, s-a aprobat proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc. Raportul de specialitate a fost prezentat. Comisia 1? Aviz favorabil. Comisia 4? Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului? Domnul Cimpăieșu? Nu. Aveți microfonul deschis. Am un lucru. De ce nu a venit la dumneavoastră? Domnul fost senator, vorba aia. Da. Ăștia de ce nu vin la dumneavoastră? Ăștia de ce urmează procedurile și cum îi puteți bine pune așa la primul rând? Domnul Cipășu, da, da. Vorba aia, acționar eu. Aveți ceva cu mine? Nu, cu acțiune. Suntem la alt proiect. Suntem la alt proiect. Ok. Suntem la... Închideți telefonul, domnul Cipășu. Și doamna Pașcu? Microfon. Închideți telefon. Nu zic telefon. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiectul numărul 22. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea raportului de evaluare pentru unele bunuri mobile aflate în proprietatea municipiului Ionești, în vederea înregistrării acestora în evidența contabilă și tehnico-operativă. Domnul secretar? Având în vedere prevederile legislative conform cărora justa valoare se determină pe baza unor evaluări efectuate de regulă de evaluatori autorizați, conform legislației de vigoare și ca urmare a întâlnirii raportului de evaluare de către evaluatorul autorizat anual, supunem spre analize și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc. Raportul de specialitate a fost prezentat. Comisia 1? Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiectul numărul 23. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local Onești, numărul 227 din 8-a 8-a 2022, privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a cimitirelor proprietatea municipiului Onești. Domnul secretar? Prin hotărârea Consiliului Local numărul 227/2022 a fost aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a cimitirelor proprietatea municipiului Onești. Pentru a avea o astfel de evidență cât mai exact a locurilor de veci, cât și pentru mai bună administrare a cimitirelor, proprietatea municipiului Ionești, propune modificarea articolului 22 și articolului 24 de regulamentul de organizare și funcționare, în sensul modificării eliminării unor aliniate conform documentelor înaintate. Având în vedere aceste motive, vă rugăm să dezbateți, să aprobați proiectul în formă de zi. Mulțumesc. Raportul de specialitate a fost prezentat. Comisia 1? Aviz favorabil. Comisia 4? Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Da, domnul Cimpoieșu? Am o întrebare către staful tehnic. Există posibilitatea plății taxei pe 14 sau pe 21 de ani? Pentru că aici îmi spuneți doar perioade succesive de 7 ani. Să presupunem că un titular, nu știu, locuiește în Anglia sau în America și plătește taxa pe 14, pe multiplu de 7, ca să respecte regulamentul. Nu, de 7 în 7 ani este stabilită regula din prisma faptului că poate după cei primii 7 ani, ori nu mai îngrijește mormântul, ori, nu știu, din diverse motive ar putea să nu mai aibă acel mormânt. Și taxa poate fi plătită online fără nicio problemă, din orice colț al lumii, da? Bineînțeles, pe bugetul, pe ghișeu.ro se poate plăti. Okay. Altceva, domnul Cimpoieșu? Nu, mulțumesc. Mai sunt discuții? Supunem la vot. Cine este pentru?
Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! Proiectul numărul 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului angajament de modificare a amplasamentului grupului de măsură a energiei electrice pentru obiectivul modernizarea și creșterea eficienței energetice a grădiniței cu program prelungit numărul 9 din municipiul Onești. Domnul secretar? Având în vedere necesitatea realizării proiectelor de modernizare și creșterea eficienței energetice a grădiniței cu program prelungit numărul 9 din municipiul Onești, executivul a emis certificatul de urbanism numărul 87 pe 2022. Prin acest certificat a fost solicitat obținerea avizului de amplasament favorabil de la operatorul de rețea de energie electrică. Urmare a cererii noastre, operatorul a transmis un contract de angajament care reprezintă un aviz favorabil condiționat prin care beneficiarul se angajează să respecte termenii și condițiile stabilite de operatorul de rețea privind delimitarea delimitarea zonelor de protecție și siguranță aparente capacităților energetice necesare de pile, se elaboreze studii, se achite contravaloarea lucrărilor necesare pentru amplasarea grupului de măsurare a energiei electrice la limita de proprietate aferentă obiectivului. În față de cele menționate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc. Raportul de specialitate a fost prezentat. Comisia 1? Aviz favorabil. Comisia 4? Favorabil. Discuții pe marginea proiectului? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! Punctul 25 rămâne la sfârșit. Trecem la punctul 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Municipiul Onești și Spitalul Municipal Onești, Sfântul Ierarh Dr. Luca, pentru realizarea obiectivului de investiții, achiziția de echipamente și dotări pentru cabinetele medicale din ambulatoriu integrat al Spitalului Sfântul Ierarh Dr. Luca din Municipiul Onești, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, pilonul 5, Sănătate și reziliență instituționale, componenta C12, sănătate, investiția 1, dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, 1 cu 3, unități de asistență medicală ambulatoriu, apelul de proiecte MS0013. Domnul secretar? Apreciem a fi oportună și necesară aprobarea proiectului de parteneriat între municipiul Onești și Spitalul Sfântul Ierarh Dr. Luca al municipiul Onești pentru depunerea cererii de finanțare cu titlul achiziția de echipamente și dotări pentru cabinetele medicale din ambulatoriu integrat al Spitalului Sfântul Dr. Luca al municipiul Onești. Derulat prin Ministerul Sănătății, întrucât sprijină prin fonduri nerambursabile achiziționarea de echipamente medicale de ultima generație. Așa în faptul că potrivit limitului de finanțare, data deschidere și lansare pentru depunerea dosarului de finanțare a fost 25 septembrie la 10, iar data de închidere este 30 noiembrie. Față de cele prezentate, vă rugăm să analizați și aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. O singură precizare față de materialele pe care le-ați primit pe mail, în mod eronat tipul proiectului a fost scris greșit. Titlul proiectului este cel pe care l-a citit doamna președinte și pe care îl aveți în dispoziția de convocare. N-am semnat o citire. A fost omis aprobarea acordului de parteneriat. Mulțumesc! Raportul de specialitate a fost prezentat. Comisia 1? Aviz favorabil. Comisia 4? Favorabil. Discuții pe marginea proiectului? Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! Proiectul numărul 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de obiectivul de investiții, achiziția de echipamente și dotări pentru cabinetele medicale din ambulatoriu integrat al Spitalului Sfântul Ierarh Dr. Luca din municipiul Onești, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, pilonul 5, Sănătate și Reziliență Instituțională, componenta C12, Sănătate, Investiția 1, Dezvoltarea Infrastructurii Medicale Prespitalicești 1-3, Unități de Asistență Medicală Ambulatorie, Apelul de Proiecte MS0013. Domnul secretar? Ghidul beneficiarului pentru investiția specifică Unități de Asistență Medicală Ambulatorie din cadrul pilonului 5, Sănătate și Reziliență Instituțională, componenta 12, Sănătate,
Dezvoltarea infrastructurii muzicale specialitești a fost întocmită în vederea stabilirii condițiilor specifice de finanțare pentru 30 de ambulatorii, unități medicale publice sau alte structuri publice care furnizează asistență medicală ambulatoriei, în care cel puțin 20 de unități de îngrijire ambulatorii vor fi scoate în regiuni sau municipalități mai puțin dezvoltate. Toate dosarele de finanțare primite de Ministerul Sănătății vor fi înregistrate în ordinea primirii și vor intra în procesul de evaluare, selecție pentru termenul limită de depunere. Rata de finanțare acordată CPRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului fără TVA. Față de cele expuse, vă rugăm să analizați și să aprobați proiectul de hotărâre în formă prezentată. Mulțumesc. Raportul de specialitate a fost prezentat. Comisia 1? Aviz favorabil. Comisia 4? Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului? Dacă nu, supunem la vot cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiectul numărul 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prioritate numărul 3 pentru anul 2022 în vederea repartizării prin închiriere ca urmare a relocării la parter a camerelor de locuit situate în strada Libertății numărul 1 din municipiul Onești. Urmarea modernizării parterului din numărul situat în strada Libertății 1 din municipiul Onești în vederea asigurării condițiilor de locuit prevăzute de legislația în domeniu și a solicitărilor chiriașilor din fața Libertății, în titularea contractelor de închiriere în vigoare, s-a procedat la verificarea dosarelor acestora, întocmindu-se lista solicitațiilor de locuințe numărul 3 din anul 2023 în vederea chiriirii prin relocare la parter a camerelor de locuit situate din imobilul din strada Libertății 1. Față de, având în vedere cele menționate, supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc. Raportul de specialitate a fost prezentat. Comisia 1? Aviz favorabil. Comisia 3? Favorabil. Comisia 4? Favorabil. Discuții pe marginea proiectului? Dacă nu, supunem la vot cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Trecem la punctul numărul 25, probleme de interes local. Eu aș vrea o singură chestiune de... Spune, doamna. Era bine dacă era domnul primar, dar nu e. Probabil o să-i transmite domnul viceprimar în cartier. Au intervenit cei de la Raja pentru canalizare și fix în zona grădiniței. Au îngustat foarte mult drumul. Acolo e și curbă, ies și copiii de la grădiniță. Carosabil este nu se mai poate practica în totalitate în zona respectivă. Cred că ar trebui vorbit cu cei de la Raja. Ori să vină să asfalteze, pentru că au obligația conform contractului, dacă nu mă înșel, doamna Angele aici, cred că ar trebui să, cu siguranță cunoaște, să readucă zona la situația anterioară, adică să toarne asfalt în zona respectivă. Pentru că au terminat lucrările pe porțiunea respectivă, numai că de două luni de zile au lăsat-o efectiv așa cum... Domnul primar știe situația de acolo. Eu am fost personal, ieri după amiază, am fost toate lucrările din cartierul TCR. I-am transmis și dânsul a transmis constructorilor, se ocupe cel mai scurt. Eu vorbesc de șase martie, s-a ducat ori. Deci, dacă îmi permiteți să intervin. Lucrez la o notificare, probabil mâine dimineață la prima oră pleacă, notificare către operatorul regional care are contractul cu constructorii. Noi nu putem să intervenim decât prin operatorul regional. Le dăm termen 5 zile în care se aducă la starea inițială, că este, într-adevăr, sunt foarte multe situații semnalate cu poze. Am fost pe teren, este inadmisibil ceea ce se întâmplă acum. S-a constatat de către conducere, luăm măsuri. Mulțumesc mult. Aștept să reacționez. Eu sper că da, le-am stabilit, le retragem avizul de săpătură. Destul de periculos și pentru copii, e și curbă. Da, așa este. Mulțumesc. Același lucru, adică în aceeași, în același registru o să am și eu. Nu e domnul viceprimar, dar o să vă rog domnul viceprimar. Intersecția funcționului cu Republice, trotuarul, canalul făcut, canalul de vizitare, în fine, înțeleg de ce l-au făcut așa târziu, a rămas neterminat acolo. Da? Sunt trei școli care merg pe trotuarul respectiv și acum cu florile nu mai au posibilitate decât să treci prin oră. Nu știu cum să vă spun, dar ceva trebuie făcut.
Da. Noi facem și o comisie din partea aparatului de specialitate al primarului și vom merge la pas pe fiecare dintre lucrările făcute de constructorii care au fost desemnați de Raja prin licitație și nu vom semna nicio recepție până la momentul la care vor aduce la forma inițială. Mai mult decât atât, putem să le luăm avizul de săpătură. Într-adevăr, am încercat să nu piardă ei finanțările, să realizăm un obiectiv important pentru noi ca municipiu, dar în același timp nu se poate să constructorii să-și bată joc de întreaga populație. Vom lua măsurile legale. Aș mai fi avut o întrebare, dacă îmi permiteți, doamna Andriev. Nu știu cum stăm cu termenii contractuali de proiect. Din păcate, noi nu suntem cei care gestionăm contractul. Noi suntem doar beneficiari, nu putem să intervenim în ceea ce privește dar termenii contractuali. Dar aveți contractul la dispoziție. Nu câte știu eu, Marti, de dar au posibilitatea de prelungire. Fără penalizare? Și, sigur. Păi n-ar cum să fie gata, da. Da, e clar. Cred că undeva prin vară... Se suspendă, din ceea ce am înțeles pe perioada iernii, vor suspenda și vor relua. Păi și lasă așa? Nu. Nu, păi nu, dar dacă suspendă în perioada iernii și în TCR, acolo spre faptul că rămâne așa... Știu, avem probleme nu doar în TCR, în mai multe zone. Știu, fac notificarele, stabile termen, nu e prima notificare. Nu facem, nu trebuie să faceți notificare, ia faceți o comisie și să văd ăla care nu face dacă e ceva de la. Păi de ce am o comisie? Că trebuie să reacționeze operator, pentru că nu-i contractul meu. Adică eu pot doar să le aduc la cunoștință. Da, cum facem? Problemele astea să știți că se discută, dacă nu săptămâna, cel mult la două săptămâni, se discută în zilnic. Cu telefoane pe constructor zilnic. Și avem și foarte multe solicitări către operatori și către constructori. Din cauza ploilor s-a aglomerat peste tot. Sigur. Și trebuie intervenție rapidă. Cred că ei nu au respectat condițiile pe care le-au avut în caietul de sarcini, pentru că trebuia să împartă Onești în câteva zone și să lucreze pe o anumită de zonă să termine. Așa a fost stabilit contractul. Eu nu se poate așa. Nu se poate beneficiu uriaș pentru Onești că avem acest proiect, însă ar fi trebuit supravegheat, zic eu, supravegheată mai bine maniera în care se respectă caietul de sarcini și se desfășoară lucrările. Da, dar de autoritatea contractantă Raja. Noi nu suntem decât beneficiarul final și putem doar să semnalăm aceste deficiențe. Ei pot ia măsuri împotriva constructorului. Aș vrea și eu să intervin aici. Eu nu sunt de acord deloc cu treaba asta, cu afirmația. Dar nu că e afirmația din asta. Cum? De ce să ne ascundem în spatele contractului cu Raja și poate să fie făcut oricum, că vedeți, să fie bine pentru Onești? Da, e ok. Dar treaba aia trebuie bine făcută. Faptul că avem va fi un proiect bun nu înseamnă că vom lucra, lucrează fiecare cu dotarea parte. Chiar asta am spus, am zis că este un beneficiu proiectul acesta pentru Raja. Da, dar nu, și în spatele beneficiului ăsta se ascund o grămadă de lucruri prost făcute. Asta a fost ideea. Haideți să schimbăm modul de gândire și să-și facă treaba... Să-și facă treaba ca lumea. Ok. Sunt de acord. Și noi. Mai zice cine... Mai sunt discuții, nu? Atunci declar închise lucrările ședinței de astăzi. Mulțumesc, Alex.